Ascultând sau privind un interviu, podcast, de câte ori v-ați gândit la procesul din spatele camerei? Acum 3 săptămâni a apărut un nou podcast realizat în Moldova, deși se cocea de mult timp înainte. Anul acesta însă Internews a oferit un grant pentru realizarea primelor 8 episoade ale podcastului. Mulțumesc pentru întrebare! Dorința de a face un podcast a apărut în timpul pandemiei, când noi cu toții ne-am pomenit închiși între patru pereți și cu un deficit de conținut interesant. Tocmai în pandemie am început să profit de puținele ore în care eram lăsat să ieșim afară, să alerg, să respir cu aer și atunci am înțeles că vreau acest timp să-l folosesc cât alerg, cât mă plimb, să-l folosesc cu rost, să ascult ceva deștept în căști. Și atunci am înțeles că aș fi vrut ca și pentru publicul nostru să existe alternativă și ea să nu fie legată doar de influencer, de vedete bune să facă valuri. Mi-ar fi plăcut să avem nevoia și publicul pentru această nevoie de a asculta poate oameni mai puțin cunoscuți, dar cu idei faine, care pot oferi cunoștință, expertiză și care pot influența. Deși eu în pandemie mi-am formulat conceptul și tot în pandemie am început să lucrez și la identitatea vizuală a podcastului și denumirea, tot atunci noi deja aveam practic toată ideea în cap și parțial realizată. La nivel de producție mi-am dat seama că eu nu pot să-mi permit luxul să trag pe lună o investiție de vreo 4-5.000 de euro fără să-mi dau seama de ce aș face asta și cum acești bani ar putea să se întoarcă înapoi. Admir curajul celora care pornesc la drum fără parteneri, fără sponsori, fără granturi și mai ales al celora care își asumă pierderi financiare de dragul creșterii. De asta, atunci când am văzut apelul de granturi pentru producere de conținut local, am zis că asta este șansa aceea. Asta este șansa care, dincolo de finanțe, va fi și un șut pentru noi să pornim producția. Pentru că nu este suficient numai să găsești resursele. Trebuie să ai entuziasm, timp, energie, viziune ca să pornești un asemenea proiect. E o activitate care mi-a părut mai plăcută decât mă așteptam. Deși noi planificam să filmăm pe zi 3 interviuri, a fost un elan prea curajos, pentru că în realitate mai mult de 2 interviuri eu nu m-am simțit în stare să trag, deși din punct de vedere financiar ăsta ar fi fost obiectiv. M-am simțit foarte bine în ipostaza de intervievator și m-am gândit că dacă ar fi să stau în fața unei alegeri din toate proiectele pe care le facem, ce aș păstra 100% cu prețul de a renunța la altele, podcastul ăsta precis ar fi o prioritate pentru mine, pentru că eu m-am simțit în apele mele. Așa cum pentru Nata, rolul de host a unui podcast este o premieră și pentru mine a fost neașteptată propunere de a fi producătoare acestuia. Iată că de câteva luni am descoperit munca din spatele camerei și m-am gândit să vă povestesc și vouă despre procesul de realizare a podcastului. Mulțumesc pentru întrebare! Am ales 8 invitanți din diferite domenii de activitate, dar care au ceva comun: activismul civic și promovarea gândirii critice, după care a urmat documentarea despre fiecare invitat în parte. Aici Wikipedia nu ne prea ajută, așa că am explorat paginile lor de pe rețelele de socializare. Am întrebat prieteni, colegi, frați și surori. Am sunat și scris 10 de mesaje cu stabilirea zilelor de filmare, astfel încât să împăcăm pe toată lumea. Invitații să-și facă loc în agenda lor, inclusiv Marcel Lazar, care vine tocmai din Viena pentru doar 3 zile, echipa de filmare să fie disponibilă. Noroc de prietenii bunei Natei. Am găsit rapid și mobilier de la Panmobile și flori de la Floral Soul, astfel ca să dăm culoare platoului de filmare. Eu filmul Titanic l-am privit de 3 ori. Dar voi, de câte ori ați privit ceva care tare, tare vă place? După zilele de filmare, au urmat zile întregi în care eu priveam cap-coadă materialul, pregăteam un fișier cu time-codurile pentru montaj, apoi mai privesc o dată, deja în regim rapid pentru a face promo-urile episodului, apoi primesc draftul montat și mai privesc o dată întreg episodul pentru a face corectările și, bineînțeles, când primim varianta finală, verificăm. Când avem varianta finală verificată, încarc episodul pe platformele YouTube și Spotify.
Și aici îl mai privesc o dată pentru a face timecode-urile care ajută spectatorii să vadă sau să revadă anumite secvențe. Și așa, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, aștept ora 18:00 pentru a fi prima care vede episodul din nou, pentru a da like și a urmări comentariile voastre. Asta e partea mea preferată. Eu mi-aș dori ca toți oamenii care sunt capabili să creeze conținut în Moldova să devină conștienți că ei sunt și cei care creează arhiva țării noastre pe online. De asta eu îmi doresc conținut atemporal. Conținut care să nu fie legat de scandaluri, divorțuri, șocuri și nu știu ce, dar să fie legat de opinii despre viață, despre lucruri, despre oameni, opinii despre lucruri care nu expiră. După al treilea episod, simt că am încă atâtea să spun și am o listă imensă de oameni extraordinari pe care aș fi vrut să-i scot în față cu o discuție. Prea multe podcasturi, emisiuni, interviuri, festivaluri nu există. Important ca produsul final să aibă la bază valori sănătoase. Precum... Mulțumesc pentru întrebare! Cu voi a fost Mihaela Racoviță, pentru Internetul Grăiește.